Maria Olguca Vasilescu explică cederile salariale, ce cadou i-a dus lui Klaus Iohannis, la Cotroceni. Ministrul Muncii, Maria Olguca Vasilescu, vine cu noi explicații în privind case cederilor salariale. Mai mult, Vasilescu a oferit la România TV noi explicații despre cresubliniere tările salariale care deriv din legea salarizării unitare. Până în 2022 salariile vor cresubliniere te prin diferent. Unorale au secezut salariile de la 1 ianuarie 2018 pentru CEDEP subliniere au grila din 2022, a spus Vasilescu. Mai mult, ministrul Muncii a făcut noi dezvăluiri despre discuțiile avute cu presubliniere dintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. S-a discutat despre salariile care vor se cedea sau venituri care vor se cedea. I-am explicat sublinierei, am pus pe masă un salariu cu mic de flutura sublinierei. Cre subliniere teri la 97 dintre bugetari, a mai spus Vasilescu.